După verificarea mai mult de jumătate dintre cele 17.000 de dosare depuse, inspectorii primăriei au constatat că multe dintre ele conțineau date care nu erau conforme cu realitatea. În urma acestor investigații am constatat că pentru un număr de 3.255 de persoane sau un număr de 3.255 de solicitanți, mai bine zis, au încasat aceste sume în mod necuvenit. Motiv pentru care s-au emis dispoziții de recuperare a acestor sume încasate necuvenit. Cei care nu vor găsi bani pentru a restitui datoriile către stat se pot trezi peste 90 de zile cu executorii la ușă. Pentru cei care vor să au un termen de plată de 90 de zile, dacă nu respectă această dispoziție a primarului, devine titlu executoriu. În Ploiești, iarna trecută au beneficiat de astfel de ajutoare 17.000 de familii.